Concursul internațional de robotică RoboChallenge, desfășurat la Viena în zilele de 11 și 12 aprilie, a adus României încă o participare cât se poate de onorantă, locul al patrulea. Din echipa românească au făcut parte patru giurgiuveni, cărora le-a fost alături, ca de obicei, Petre Slăvescu, directorul TV Giurgiu. Domnule director, ați participat zilele trecute, cu o săptămână în urmă mai precis, în zilele de Paște chiar, la etapa internațională, la concursul internațional RoboChallenge sau RoboChallenge, cum îi spun nemții, tot mai discutăm despre acest lucru. Vorbiți-ne în primul rând despre echipa care a mers acolo și cu care lucrați de mai multă vreme. Echipa cu care a mers se numește echipa Flex, de la robotul din 2011, care a urcat 3 ani consecutivi pe podium, a luat locul întâi la toate concursurile naționale și locale din București. Echipa este formată din 15 membri, dintre care și 4 giurgiuveni: Bogdan Strate, Bogdan Radu, Diana Slăvescu și Cristian Damian. 4 giurgiuveni pe care îi respect în mod deosebit pentru faptul că se implică în aceste activități, activități care sunt, din punctul meu de vedere, strict necesare, pentru că ele consolidează, punând în practică, cunoștințele teoretice din facultate. Cum s-a format această echipă? Când și în ce condiții? Această echipă s-a format cu 4 ani în urmă, în condițiile în care și eu m-am implicat, am pus destul suflet și pun în continuare destul suflet în această mișcare studențească, și țin în mod deosebit ca și giurgiuvenii să se implice în aceste tipuri de activități, giurgiuveni pe care eu personal îi susțin, bineînțeles împreună cu colaboratorii și sponsorii noștri. Să ajungem acum la cel mai important concurs de anul acesta, cel la care a fost la Viena, în Austria, pe 11 și 12 aprilie. Cu ce robot s-a mers acolo, ce a pregătit echipa și ce așteptări avea înainte de concurs? Echipa Flex a avut 4 roboți. 2 roboți la Mega Sumo, pe Olf și pe Bonfire, și 2 roboți la proba de Mini Sumo, pe Foca și pe Moho. Din cei 4, produsul nostru Olf este cel mai performant. A fost reproiectat în anul 2014, în urma competiției de la Viena din 2014, a căpătat o formă, să zic așa, industrială, profesionistă. Am pus accent pe proiectare, pe mecanică, pe softul implementat pe această mașină. Din punctul meu de vedere, și o să vedeți că în prima zi de concurs, robotul Olf nu a pierdut niciun meci. A avut un comportament impresionant, pot să spun. În urma acestui comportament am primit și o diplomă specială de participare și o invitație specială în Japonia la competiția mondială de robotică. Cum a fost concursul? Cum ați privit desfășurarea lui, spre deosebire de alte ediții sau prin comparație cu alte ediții? Vreau să spun că mie sistemul austriac mi se pare puțin cam rigid în organizare. Eu am reprezentat și grupul media Nova Force, respectiv TV Giurgiu, și am încercat să asigur transmisia online a acestui eveniment. Cu toate eforturile noastre, banda de internet alocată a fost foarte slabă. Context în care emisia noastră sau transmisia noastră online, în timp real, a eșuat. Cu toate acestea, avem în format HD toate probele acestui concurs. Asta culmea chiar la un concurs dedicat celor mai strălucite minți în domeniul tehnicii, ca o remarcă. Vreau să ne vorbiți și despre concurenții pe care i-ați întâlnit acolo. Probabil că sunteți familiarizat cu unii dintre ei, fiind participând la și la alte ediții. Cu ce noutăți v-ați confruntat față de anii anteriori? Noutăți în tehnică apar în fiecare zi. Fiecare echipă a implementat ceva nou în robotul ei. Eu sunt uimit de acest progres tehnic și mai ales de progres informațional, pentru că acum
nu mai este era electronicii, este era informației. Studenții învață să pună pe orice device și o informație, un soft. Este o simbioză care creează tehnologie în fiecare zi și de care eu sunt uimit. Pentru cei care se pricep mult prea puțin la acest domeniu, spuneți-ne, pare o joacă să construiești astfel de roboți și să-i pui să se lupte. Ce este de fapt? Nu. Deci, toți roboții prezenți la această competiție nu sunt comandați de la distanță de om. Toți roboții sunt autonomi și ei trebuie să respecte sau să îndeplinească niște sarcini de concurs. Pentru a face acest lucru, robotul în sine este o mașinărie complexă, dotat cu niște senzori de lumină, de sunet, Doppler, radio și așa mai departe, senzori care transmit la un microprocesor informațiile, iar acest microprocesor calculează și ia decizii. Este de fapt o mașină independentă, să spun așa. Se poate spune chiar că robotul este pus în situația de a gândi pentru a lua decizii în cursul concursului. Da, putem spune că acest robot gândește, dar de fapt el calculează. A gândi este un termen prea evoluat. Prea uman. Spuneți-ne cât durează să construiești un astfel de robot. De exemplu, cel despre care spuneați că a fost cel mai performant al acesta. Robotul Wolf, l-avem și aici în ring, în partea din dreapta. Deci robotul Wolf este la versiunea 3. Deci a fost refăcut de 3 ori până în acest moment. Pentru a ajunge în această situație, în această stare de funcționare, a durat aproape 3 ani. Pentru cei care nu au idee ce se întâmplă, vreau să punctez faptul că la un astfel de robot se distrug foarte multe componente. Pentru că este un prototip, este un ansamblu de mecanică și electronică și tot timpul apar incompatibilități sau apar probleme de nefuncționalitate. De fiecare dată trebuie să schimbăm ceva și asta implică fel și fel de componente care sunt înregistrate și care sunt aruncate. Cheltuielile cu un astfel de robot depășesc de multe ori 5.000 de euro. Și ca ore de lucru pentru o zi, puteți calcula câte ore s-au lucrat pentru acest robot? Câte ore s-a muncit? Păi cam în fiecare zi, în medie o oră, toți studenții se întâlnesc în laboratorul Facultății de Electronică și Telecomunicații din București și lucrează la acest robot. Astfel nu poți epuiza toate testele și să-l ajustezi în fiecare zi pentru a ajunge performant. Înțeleg că roboții sunt întotdeauna sunt îmbunătățiți permanent, îi se aduc noi și noi calități. În fiecare zi. Noi după prima zi de concurs, în seara zilei de 11 aprilie, am dorit mai mult de la acest robot și am refăcut câteva setări. Setări care în a doua zi de concurs s-au dovedit a fi nu tocmai cele bune. Fapt pentru care Wolf s-a oprit în optimile concursului de Megasumo. Bănuiesc că dacă ar fi rămas cu setările din prima zi, am fi asigurat locul întâi la Megasumo. Dar ați considerat că se poate mai mult, chiar în condițiile în care câștigați toate bătăliile, să le spun așa. Da. Revin la ideea că toți cei care participă la un astfel de robot sunt oameni care vor să învețe de la această mașină. Deci noi nu mergem la acea competiție pentru a ne lupta ca o luptă de karate sau o luptă, eu știu, de altă natură. Este o luptă a inteligenței acolo, este locul unde robotul spune ce ai greșit, ce nu știi suficient de bine, ce nu ai implementat, ce mai trebuie făcut. Iar pentru mine, capitalul numărul 1 al acestui concurs este bagajul de cunoștințe pe care noi îl dobândim în urma acestei experiențe. Vorbiți-ne despre rezultatele pe care le-ați obținut. Acolo am înțeles că acest robot Wolf s-a oprit în optim, deci a ajuns într-o fază destul de avansată a competiției. Cu ceilalți roboți și pe ansamblu care au fost rezultatele. Deci cu roboții ne-am oprit în optim, cu toți roboții.
Dar colegii noștri de la automatică au luat 4 medalii la proba Line Follower și Line Follower Enhanced. Acum se pune accent din ce în ce mai mult, observ, pe humanoid robotics. Adică roboți care să imite forma umană, roboți care sunt foarte greu de executat în contextul în care au cel puțin 16 articulații, respectiv 16 servosisteme, și dorim ca la următoarea ediție din 2016 să ne proiectăm și noi un robot humanoid. Cheltuielile pentru participarea la acest concurs au fost mari, este un efort financiar deosebit, numai participarea la concurs. Nu vorbesc, mi-ați dat deja exemplu ce înseamnă costurile unui robot și cât costă. Cheltuielile vis-a-vis de participare sunt destul de mari, pentru că noi a trebuit să ne deplasăm cu 5 autoturisme și acest lucru în contextul în care ne-am cărat foarte multe truse după noi. Foarte multe scule, aparate de măsură, surse. Bagajul nostru a fost foarte, foarte mare, lucru care ne-a determinat să mergem rutier cu mașinile individuale. Cazarea, deplasarea în Viena, parcările, masa, toate aceste cheltuieli au fost destul de mari. Vreau să mulțumesc tuturor acelor care au contribuit la susținerea acestei echipe. Vreau să salut și să mulțumesc în mod expres domnului Florian Nicolae pentru ajutorul acordat și domnului Vasile Mustățea și Consiliul Județean pentru sprijinul acordat pentru deplasarea la acest concurs. Cât de mulțumit sunteți de rezultate și de evoluția pe care au avut acolo colegii și roboții? Deci de evoluția făcută de echipă, pentru în acest sens, în construirea roboților, eu sunt extrem de mulțumit. Cred că această practică voluntară ar trebui să fie în mod expres obligatorie în facultate. Cunosc, din păcate, foarte mulți studenți care, la câțiva ani după terminarea facultății, nu cunosc noțiuni de bază în electronică. Acești studenți sunt foarte buni din punctul meu de vedere și sunt viitorii ingineri capabili să conducă o unitate de producție, capabili să-și facă propriul business în acest domeniu al electronicii, lucru care pe mine mă mulțumește foarte mult. Considerați că este suficient de susținută, de ajutată, de sprijinit acest domeniu? Nu. De fiecare dată, atunci când am avut ocazia să deschid acest subiect, am spus că este o rușine pentru România, la posibilitățile materiale și umane pe care le are, să nu susțină din plin aceste evenimente, aceste mișcări de cercetare până la urmă, de știință, de învățământ, pentru că România ar trebui să fie pe locul 1 la capitolul tehnică și electronică, din punctul meu de vedere, la toate concursurile. Vreau să apreciez în mod deosebit Mexic. Deci Mexic este pe locul 1 și am observat acolo studenți, roboți foarte performanți. Am văzut ambiția lor, am văzut vibrația lor de a câștiga, de a se impune, de a învăța. Îi apreciez. Vreau să spun că la campionatul național de robotică, care va avea loc în noiembrie 2015 la București, am invitat și Mexic, am invitat și Japonia, am invitat și Letonia, pentru a introduce și Bucureștiul, respectiv România, în acest circuit al roboticii. Iată așadar că ați fost și în poziția de ambasadori ai tehnicii și inventicii românești acolo. În final, spuneți-ne cu ce alte amintiri ați mai venit de la Viena. De la Viena vin tot timpul cu amintiri plăcute, pentru că am fost într-un oraș care reflectă din plin respectul cetățenilor pentru oraș, unde există o curățenie și o ordine desăvârșită, unde regulile urbane sunt foarte clare, oraș pe care mi-l doresc și eu, sau climat pe care mi-l doresc și eu aici, acasă, la Giurgiu. De ce ei pot și noi nu putem? De ce ei vor și noi nu vrem acest lucru?
Tot caut răspunsul la această întrebare și cred că este timpul să începem și noi pe plan personal o luptă pentru a schimba ceea ce ne înconjoară zi de zi, orașul nostru, strada noastră. Nu am înțeles niciodată de ce acest oraș mic nu poate să fie cochet, nu poate să fie respectat și nu poate să fie așa cum ne dorim noi. De ce? Care sunt cauzele? Cauze materiale, cauze umane, rămâne de văzut. Deci îmi doresc din plin ca în acest oraș să văd și eu un colț de Viena.